Bună ziua, vă salută Tatiana. M-am reîntors din nou la dumneavoastră. În acest timp, bineînțeles, eu am continuat lucrarea. Am încheiat cele două părți, partea din față și partea din spate. Am închis doar pe o parte și am realizat prima mânecuță. În continuare, voi lucra împreună cu dumneavoastră această parte care este identică, deci va fi foarte ușor ca dumneavoastră să continuați lucrarea dumneavoastră. Aceasta este fața lucrării, eu voi întoarce lucrarea pe dos, ne vom reîntâlni și vom continua să lucrăm. Așa cum vă spuneam, am întors lucrarea pe dos, iar acum noi vom continua să lucrăm. Nu am tăiat firul după ce am terminat cea de-a doua parte a lucrării. Vom pune părțile suprapuse una peste cealaltă și voi începe să fac piciorușe scurte. Cu ajutorul acestora, noi vom închide aceste două părți a lucrării. Deci, după cum vă spuneam, voi intra în primul picioruș dublu. Aici voi face doar fir alunecat și punând părțile suprapuse, golurile, precum și aceste evantaie, vor veni în mod egal, una peste cealaltă, deci nu vor fi diferențe. Și vom începe să facem piciorușe scurte, în corespondența ochiurilor de lanț vom face 3 piciorușe scurte, în corespondența piciorușelor duble vom face câte un picioruș scurt și aici, în modul în care lucrarea noastră să fie perfect simetrică și încet încet să închidem această parte a lucrării. Așa cum vă spuneam, eu partea cealaltă am unit-o deja. Am ajuns din nou în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț unde am început lucrarea. Aici voi face 3 piciorușe scurte și voi continua unind totul cu piciorușe scurte. La fel veți face și dumneavoastră și vom lucra astfel până când vom ajunge până sub braț, iar apoi ne vom întâlni. Am ajuns în corespondența rândurilor de piciorușe duble, atât de o parte cât și de cealaltă. Trebuie să fim atente să fie perfect simetric și în corespondența acestora noi vom face piciorușe scurte și ne vom deplasa încet încet în sus. Am ajuns în corespondența spațiului unde este colțișorul pătrățelului greni și aici fac 3 piciorușe scurte, apoi voi face piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș dublu și vom închide. Deci este primul pătrat până când vom avea 1, 2, 3. Deci până în corespondența celui de-al treilea spațiu dintre piciorușele duble. Încet, încet, cu atenție, vom continua. Vom închide simetric, trebuie să fiți foarte atente. Închidem în mod simetric ca totul să fie perfect, perfect egal. Încet, cu răbdare, pentru că aici este nevoie de răbdare, nu trebuie să ne grăbim, vom face
și această parte a lucrării. În momentul în care am ajuns în corespondența celui de-al treilea spațiu, deci 1, aici unde este colțul, 1, 2, 3, când vom ajunge în corespondența celui de-al treilea spațiu, vom ghide rândul și vom scurta firul. 2, ia să vedem. Aici am ajuns în corespondența spațiului, așa cum spuneam, voi scurta firul și vom închide rândul. Capătul de fir îl vom ascunde mai apoi. Avem acesta, iar noi vom întoarce pe față lucrarea noastră să vedem cum se prezintă. Am întors lucrarea pe față, după cum puteți vedea, nu se observă unde am unit cele două părți ale lucrării. Acest lucru este foarte bun. Acum vom întoarce din nou pe dos lucrarea noastră, pentru că va trebui să unim partea de deasupra, umărul. Pentru umăr vom închide în același mod în care am închis și celelalte pătrățele. Deci voi intra cu croșetul în colț, voi face un picioruș scurt, după care voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi intra în primul spațiu dintre piciorușele duble și voi face picioruș scurt, voi continua cu cele 3 ochiuri de lanț, modul în care deja noi am explicat și am lucrat. Deci vom încheia și această parte a lucrării, după care ne vom întoarce din nou pe fața lucrului. Eu sper să mă auziți bine, am foarte mari probleme cu sonorul, nu înțeleg ce se întâmplă. Așa, acum voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, am ajuns din nou în colț și voi face două piciorușe duble și voi închide și această parte a lucrării. Scurtăm firul, apoi capetele de fire le vom ascunde așa cum v-am spus la început. Vom continua lucrând gulerul. Cu croșetul voi intra în corespondența primului picioruș dublu, voi extrage firul, voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 1, 2, 3, firul pe croșet și voi continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu. Vom continua în felul acesta, vom lucra singure și ne vom întâlni exact la partea din colț a gulerului nostru, pentru că nu vreau să fac un tutorial foarte lung. Am ajuns în această porțiune, după cum vedeți, chiar în colț, aici vom lucra. În primul spațiu format din ochiurile de lanț vom face două piciorușe duble, firul pe croșet. În punctul unde sunt unite pătrățelele noastre vom face un singur picioruș dublu, după care în următorul spațiu format din ochiurile de lanț vom face alte două piciorușe duble. Iar apoi vom continua cu piciorușe duble până vom ajunge din nou deasupra umărului. Deci, continuăm cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu. Am ajuns pe linia umărului, aici, în aceste spații, vom face câte două piciorușe duble, de o parte și de cealaltă. Vom continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu, apoi colțul îl vom lucra în modul în care deja v-am pregătit, v-am prezentat, iar noi ne vom întâlni în momentul în care vom încheia acest rând.
M-am întors încă o dată în următorul colțișor pentru a vedea din nou cum se lucrează, deci în corespondența ochiurilor de lanț noi cum face două piciorușe duble, în corespondența punctului unde am unit pătrățelele voi face un singur picioruș dublu, în următorul spațiu voi face din nou două piciorușe duble, după care voi continua cu picioruș dublu deasupra fiecărui picioruș dublu până în colțul următor. Am ajuns în corespondența ultimului colțișor. În spațiul format din ochiurile de lanț voi face cele două piciorușe duble. În locul unde am unit pătrățelele voi face un singur picioruș dublu, apoi din nou două piciorușe duble, spațiu format din ochiurile de lanț și voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cam așa se prezintă partea de deasupra până acum. Acum noi vom face câteva rânduri de piciorușe duble în back loop și în front loop. Voi începe. Voi face primele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra pe dedesubtul primului picioruș și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra prin spatele acestui picioruș, următor voi extrage firul, voi face picioruș dublu și voi repeta în felul acesta pentru tot rândul. Important este ca dumneavoastră să nu greșiți ordinea piciorușelor și astfel, cum vă spuneam, am sărit eu un picioruș. Bine, bravo! Uitați-vă în felul acesta. Deci, back loop și front loop vom lucra. Puteți observa acum cât de ușor manevrăm, pentru că am realizat deja rândul inițial și vom continua singure până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi face cele trei ochiuri de lanț și voi reîncepe exact în același mod. Voi face piciorușe duble în back loop și în front loop. Deci odată vom lua pe față, pe dedesubt, în felul acesta, iar altă dată vom prinde prin spate piciorușul, vom extrage firul și vom lucra piciorușul dublu. Deci în felul acesta vom lucra 2-3 rânduri cât să dăm un pic de înălțime gulerașului. Eu am încheiat rândurile pentru guleraș. Voi închide acest ultim rând cu fir alunecat, nu în corespondența primului picioruș format din ochiurile de lanț, ci în corespondența celui de-al doilea. Voi trage firul și voi închide această parte a lucrării. Capetele de fir le vom ascunde și, ia uitați-vă, așa se prezintă, bineînțeles. După ce vom ascunde capetele de fire, va fi mult mai aspectos. Acum, ceea ce rămâne de făcut este să facem mânecuță și terminația, atât la mânecă cât și în partea de jos a bluziței. Din păcate, astăzi trebuie să închei aici. În felul acesta, oricum, dumneavoastră aveți ceva de lucru și puteți continua lucrarea dumneavoastră. Iar eu, sâmbătă, dimineață, voi posta ultima parte a lucrării. Dacă vă place ceea ce am reușit să realizăm până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu
iar eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o seară minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!